Profesorul pensionar de limbă și literatura română Alexandru Cramer se desparte de trei dintre cele mai prețioase volume din colecția de cărți rare pe care o deține. Acesta a decis să le doneze Bibliotecii Municipale George Radu Meridon pentru a-i întregi zestrea de cărți de valoare. Cultural organizat de Cedra, ocazie cu care am fost invitat și eu și... Fiind vorba despre viața și opera lui Eminescu, m-am gândit că este momentul potrivit pentru a dona Bibliotecii Municipale trei din cărțile mele, cărți legate de opera lui Eminescu. E vorba de ediția din 1897, ieșită în sub grijă lui Titu Maiorescu, cu prefața, având la începutul ediției prefața primei ediții, cea din decembrie 1883, și un studiu maiorescian după această primă prefață, considerat, să spunem, ca o a doua prefață a ediției respective, intitulat Poetul Eminescu. Alături de această carte am mai avut și ediția Princesa lui Ion Scurtu despre opera lui Eminescu, ediție importantă, valoroasă, pentru că, așa cum este menționat pe coperta volumului, a fost făcută după manuscrisele eminescene și a apărut în editura Minerva cu o copertă superbă, foarte frumos realizată. Și a treia carte aparține profesorului, a fost realizată de profesorul Gheorghe Cardaș, care se ocupă de viața și opera marelui poet și a apărut în 1928 o ediție Princesa. Profesorul Alexandru Cramer, care se numără printre senatorii cenaclului Clepsidra, și a propus ca pe viitor să mai doneze aceluiași lăcaș de cultură romașcan o altă serie de cărți în ediție Princeps, tot cu autografe din operele lui Sadoveanu. Împătimit de cultură, profesorul romașcan recent pensionat este cunoscut romașcanelor ca fiind părintele concursului național Dor de Poezie, care se organizează de mai bine de un deceniu la Colegiul Tehnic Petru Poni, unde acesta a funcționat până la ieșirea la pensie din toamna trecută.